Profit de prezența dumneavoastră în studioul nostru pentru a transmite și un mesaj către cei care, iată, sunt destui care nu cred în eficacitatea vaccinului și nu doresc să se vaccineze sau nu știu ce să facă. În primul rând, cât timp suntem de fapt protejați de virus după ce ne vaccinăm? Cum se calculează acea perioadă de imunizare? Bun. Din momentul în care am făcut prima doză, la aproximativ 10 zile, începem să avem oareșcare imunitate, adică să avem anticorpi. Maximum îl avem la un interval de o săptămână, 10 zile, după a doua administrare, adică după rapel. Sigur, e o întrebare care este pusă foarte frecvent. Cât durează imunitatea? Răspunsul este, 1. Oricum mai mult decât atunci când trec prin boală, din datele pe care le avem. 2. Este un minim de 6 luni, dar se pare, din fericire, că e vorba de o perioadă clar mai lungă și datele pe care le avem în plan științific în momentul de față vorbesc de un interval de 9 luni, un an, chiar și 2 ani. Deci ne așteptăm să avem mai mult și este până la urmă suficient cât să avem un efect scontat dacă reușim să ne imunizăm într-un procent de 60%, poate 70%, poate 80% și să reușim în acest fel, nu numai că să nu ne îmbolnăvim și ne gândim la propria noastră sănătate, dar e vorba de ceea ce se întâmplă din punct de vedere epidemiologic, pentru că în acest fel, la un moment dat, virusul va fi scăzut sau va fi scăderea din circulație a virusului într-un interval de timp. Bine, nu se întâmplă peste noapte. Și atunci ne așteptăm ca lucrurile să se așeze și eventual să ajungem ca la un moment dat, în cursul anului 2021, nu să nu mai avem deloc infecție cu SARS-CoV-2, dar să transformăm, de exemplu, pandemia într-o situație în care avem focare izolate. Focare vom avea în continuare, dar este altceva. Și măsurile de relaxare pot să vină și felul în care se abordează situația. Deci, practic, chiar dacă nu vom avea o viață complet normală în lunile care urmează, putem să ne gândim la o pseudonormalitate. Dacă, de exemplu, reușim până în vară să avem o imunizare importantă, să putem să ne gândim la niște măsuri de relaxare pe care noi toți ni le dorim, nu?